puterea lui Dumnezeu s-a văzut mai mare, mai înfloritoare decât o trăim noi aici. Cum am cântat în ultima cântare, cu ce putem să ne mândrim decât cu Domnul nostru Iisus? Și am vrea să fim mai motivați și mai conștienți că este cel mai mare motiv de bucurie pentru noi că suntem salvați, că suntem în mâna lui Dumnezeu și că avem un loc pregătit acolo în ceruri. Și să fim și mai motivați să luăm și alte persoane cu noi. Până la urmă, asta ar trebui să fie misiunea fiecăruia pe acest pământ, de a lucra pentru împărăția lui Dumnezeu. Știți că am emoții, dar pot să zic că nu am avut frici în Africa, nici de boală, nici de animale, nici de nimic. În schimb, când sunt în fața oamenilor, e mai greu să fiu coerent și rog pe Domnul să-mi dea pricepere, să-mi dea putere să vă fac un pic cunoscut ce am putut să trăiesc în aceste două săptămâni. Nu o să fac o prezentare cu poze și să vorbesc despre fiecare poză, că ar fi mai... aș întrerupe foarte mult firul evenimentelor și sunt multe de povestit ce s-a întâmplat. Apoi o să punem și pozele și o să mai vorbesc puțin și despre fiecare poză în parte și pe unde am trecut. Am plecat pe data de 5. Înainte de asta aș vrea totuși să citesc un verset de la Ioan 17 cu 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Oh, ca o întrebare, este motivația noastră să-L facem cunoscut oamenilor, să aibă și ei parte de mântuire? Cred că asta, cu asta ar trebui să plecăm în seara aceasta. Ce anume să smulgem, cum am spus și mai devreme, să smulgem cât mai multe persoane, să luăm cât mai multe persoane. Știm că lucrarea nu este a noastră, este a lui Dumnezeu, dar să fim vasele de care El să se folosească pe acest pământ. Am plecat pe data de 5, a trebuit să fac escală în Lisabona, toate bune și frumoase în Lisabona, e un oraș foarte frumos de vizitat. Am ajuns seara acolo. Mi-am luat un hotel, am zis, hai totuși să nu cheltui prea mult bani și am luat un hotel în care erau, între ghilimele hotel, erau mai multe paturi în aceeași cameră, vreo 17 paturi în care fiecare dormea. A fost foarte cald, fără aer condiționat, vă dați seama, fiecare sfărăia pe limba lui. Și am reușit să dorm decât două ore. Apoi dimineața la 6 trebuia să fiu în aeroport, am comandat un taxi, a venit, a fost tot în regulă, am zburat, am ajuns marți la ora 12, am ajuns în Guinea Bissau, în Bissau, în capitală, și aveam puțin emoții că frații noștri din Anglia au donat un microscop pe care trebuia să-l duc acolo. N-am fi vrut să mai plătim și vamă, de asta am ales și să nu dorm la un hotel scump, ca toți banii să fie folosiți spre lucrarea lui Dumnezeu acolo. Și fratele meu a intrat, a vorbit puțin cu ei, le-a explicat că vin să-l ajut în lucrare de acolo. Au luat bagajele, n-au mai trecut prin niciun scanner, a fost totul bine. Planul era ca să cumpărăm câteva lucruri de care aveam nevoie acolo și să și plecăm în aceeași zi. Dar persoana cu care vorbise Robert, oamenii nu sunt chiar așa de cuvânt acolo și nu i-a mai răspuns la telefon. A trebuit să reprogramăm pentru a doua zi. Era vorba să vină o mașină mai mare, că aveam de luat niște panouri fotovoltaice,
două panouri, un generator care avea vreo 150-170 de kilograme și alte lucruri. Și mâncare, că urma la o săptămână să vină alt grup de români și a trebuit cumva să merg mai devreme cu o săptămână să-l ajut pe Robert să putem să ne organizăm, să fie totul pus la punct. Și între timp am cumpărat lucrurile, un frigider, chiar Dumnezeu a lucrat. Vă spun lucrurile astea că urmează să vă spun în ce condiții s-a trăit până în momentul ăsta. Și acum, exact după ce am plecat noi de acolo, Robert a putut să se mute în casa lui, care e, să zicem așa, mai europeană, și cu curent și cu un frigider. E extraordinar să ai un frigider acolo unde normal trebuie să gătești zi de zi, că na, mâncarea se strică. Da, am luat lucrurile, am cumpărat toate aceste lucruri și a doua zi, în jur de ora 11, le-am încărcat într-o camionetă. Imaginați-vă o camionetă, o să vedeți în poze, din 1992-93 și muncită rău de tot. Bun, am încărcat lucrurile acestea, panourile le-am pus între niște saltele, sus pe mașină, o să vedeți în poze. Nu am făcut decât un kilometru sau doi de la ieșire din capitale, că am făcut o explozie la roata din dreapta față. Șoferul a luat roata, a plecat cu un taxi, s-a dus să o schimbe cu altă roată, că a zis nu o să putem să plecăm la asemenea drum fără rezervă. Avea rezervă, dar fără să avem rezervă cu noi. Presimțea că în tot acest drum, care normal trebuia să-l facem în 7 ore, am ajuns să-l facem în 14 ore. Am plecat la până s-a schimbat roata, în jur de 12 jumătate, am ajuns aproape de ora 1 noaptea în sat. Cu toate că e un zbor doar de 4 ore până în Lisabona și încă 4 ore până în sat unde Robert locuiește, chiar am simțit că e capătul, că e capătul lumii. Da. Vă imaginați drum cu beton și cu gaură din 10 în 10 metri. Ar fi fost ideal să nu existe beton, să se meargă pe drum de țară, era mult mai bine. Da, după această explozie am mers mai departe, au fost încercări, s-au schimbat de două ori două piese pe la un ambreiaj, dar ce am văzut, totuși, oameni care poate noi nu punem așa, credem că sunt mai înapoiați, omul acesta se descurca cu orice avea la îndemână ca să facă mașina să meargă mai departe. Spun asta că după schimbarea pieselor a urmat un radiator spart. Să vedeți cum Dumnezeu aranjează lucrurile ca să ne întărească cumva credința în El. E că un PECO există undeva la 80 de kilometri, între 80 și 100 de kilometri, mai devreme nu găsești PECO. Radiatorul și apa s-a scurs undeva la 30 de metri de PECO pe care l-am întâlnit în drum. Acolo a găsit o poxilină, l-a amestecat, l-a rezolvat, a mers mai departe. Am mai făcut o pană, am mai mers câțiva kilometri, am făcut-o și pe a doua și automat că nu puteam să ne mai continuăm drumul. Asta era undeva la 8 seara. Acolo la 8 seara e o beznă cum nu poți să vezi în 2 metri, 3 metri. Chiar așa că în spirit de glumă, când tipul respectiv s-a dus cu roții, le-a făcut cu mâna la o mașină, le-a dus mai departe să le rezolve. Doi bicicliști, unul dintr-un sens, unul dintr-alt sens, se ciocnesc în plină noapte. A fost un pic amuzant să înțelegeți ce înseamnă bezna acolo. La fel e și bezna spirituală pe care este în țara aceasta. Oamenii se închină la,
la Satan, fac sacrificii cu jertfe de animale, cu sânge și vă imaginați că nu poate să fie binecuvântare acolo când lumea e îndreptată spre asemenea ritualuri și cui se închină. Ne-am oprit acolo așteptând ca tipul respectiv să se întoarcă cu roțile. Robert a zis, cu mașina asta noi nu avem nicio șansă, că urmează cea mai grea perioadă de parcurs. Dacă până aici undeva la 180 de kilometri parcurs și până la 8-9 seara, a zis nu vom reuși cu asemenea mașină să continuăm drumul. Dumnezeu i-a pregătit doi prieteni. Unul din ei a fost în biserică, la un moment dat a fost dependent de droguri, traficant de droguri și Dumnezeu l-a smuls din lume, vorba de doi ingineri veniți din altă țară și Dumnezeu a lucrat foarte mult prin acești oameni, fiindcă băiatul acesta a zis, la un moment dat aveam o râvnă despre Dumnezeu, nu scăpa un om despre căruia să nu-i spun despre Dumnezeu și a zis, știu, sunt într-o perioadă în care nu ascult de Dumnezeu, dar știu că Dumnezeu mă cheamă și vrea să mă întorc la El. Chiar a trecut cu câteva săptămâni, cred că cu o lună înainte, printr-un accident în care două persoane au murit și doar el a supraviețuit. Povestea cum Dumnezeu l-a trezit în timp ce dormea, a simțit ca o mână pe care îl bate pe umăr de două ori și cu undeva la până în 10 secunde s-a trezit înainte de accident, a apucat să pună mâinile, să se țină și să pună picioarele în bord și a supraviețuit cu toate. A ajuns la spital, a fost, acum era bine. Acolo este o lege foarte, foarte nasolă. Dacă el ar fi fost la volan, legea e că dacă cineva moare din vina ta și ei te omoară pe tine, ceea ce a văzut de două ori cum a fost salvat. Cu toate că era mașina lor de la firmă, a condus unul din alt băiat. Da. Și Robert i-a spus, uite, Dumnezeu te scoate din nou, te-a salvat, are un plan cu tine. Vrea să nu pleci din lumea aceasta nemântuit. Și în toată perioada asta, ce spuneam mai devreme, vezi puterea lui Dumnezeu, cum vin soluțiile, cum curg soluțiile din partea lui Dumnezeu, cu toate că și Satan și cel rău are și el, vrea să împiedice lucrările bune. Tipul respectiv s-a mobilizat repede, ne-a trimis o mașină, chiar o avea în zonă, o platformă mai mare de 7 tone, le-am pus foarte frumos acolo toate lucrurile și am mers mai departe, nu avea suficientă motorină, era deja noapte. Primul PECO era închis și tot mergeam, tipul respectiv ne spune, nu mai avem motorină. A fost, cum vă spuneam, sunt distanțe mari între PECO. În tot drumul ăsta am întâlnit 1, 2, 3 și două PECO destul de aproape în drumul nostru. Acolo deja închisese tot, erau oamenii se urce pe motociclete să plece de la PECO. Le-am explicat care a fost situația, prin câte am trecut. Tipul respectiv a trimis pe unul din băieți, du-te și pornește generatorul, hai să-i ajutăm. Am mulțumit încă o dată lui Dumnezeu că el a făcut posibil să continuăm drumul nostru. Și toate bune, în jur de ora 12:30, 1 am ajuns în sat. Am dormit în casa nouă pe care Robert a apucat să o construiască în perioada asta. El încă nu se bucurase nicio noapte de casă. A pregătit-o, s-a grăbit să o pregătească ca românii noștri când vor veni să aibă parte de un tratament bun. Pe la unul și ceva s-a auzit un foc de armă, este un singur băiat care are pușcă în sat.
împușcase un mistreț. Robert mi-a zis, o să avem și carne, o să fie bine, fiindcă la ei gloanțele sunt scumpe și nu trag aiurea în van așa. E adevărat că dimineața a venit cu un mistreț de vreo 60-70 de kilograme, am cumpărat și noi 4 kilograme de carne. Două zile chiar am avut carne. În prima săptămână am mâncat și ce au mâncat și ei, orez la prânz și seara ce rămâne din mâncare o mănânci și mâncare respectivă, s-o termin. Apoi a patra zi am mâncat pește cu orez, deci n-am încercat alte animale mai ciudate. Robert a avut parte de experiențe de genul ăsta. Scopul meu a fost să merg mai devreme, ca să știm că am fost acolo ca să construim o grădiniță și nu doar să construim o grădiniță, să fim un exemplu pentru oamenii respectivi, că noi ca și creștini ne implicăm și ne pasă și de copiilor și de lucrarea de acolo și de ei ca oameni. Și ne-am dat seama că într-o săptămână, cu ce se pierde pe drum, echipa din România n-are cum să finalizeze această grădiniță. Cu ajutorul Dumnezeu, în asta joi, vineri și sâmbătă, am reușit să săpăm șanțurile, să trasăm, să săpăm șanțurile. Acolo nu se toarnă temelia, am plecat cu două rânduri de bolțari din pământ și am ajuns până undeva pe la 1,60 m. Am mai fi continuat, dar când s-a montat tabla la casa lui Robert, s-a luat în calcul că foile vor avea 2 metri, au venit foi de 1,80 m, și atunci cine e în construcție înțelege că tabla respectivă nu s-a petrecut suficient și ploua în casă. Am zis, cum vom aștepta oamenii respectiv cu... Anunțau și ploi în săptămâna următoare, cu fei plouă în timp ce dorm, nu merge. Și atunci am zis, oprim totul. Am fost duminică cu Robert într-un oraș la 80 de kilometri. Am cumpărat tabla pentru casă, ce mai aveam de cumpărat, și tabla pentru grădiniță și alte materiale. Și Robert, duminică, luni dimineața la 4 a trebuit să plece. A fost atât de obosit încât i-a sunat ceasul, dar nu a mai auzit. Trebuia să plece în capitală. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât a plecat cu unul din băieți cu motocicleta și o mașină trece doar o dată pe săptămână. E normal ca să meargă până la 80 de kilometri cu motocicleta, dar a trecut un gen autobuz cu 15-17 locuri, nu știu câte, dar a trecut prin seară. Robert a zis, ăsta sigur merge la capital. I-a depășit cu motocicleta, l-a oprit, mergea la capitală. Sunt lucruri mărunte, dar în contextul de acolo par și sunt ajutorul lui Dumnezeu. Vezi că nu ai pe ce pune mâna când, ca și construcții, iei și desfaci un șurub de la un cofrat să-l mai folosești în continuare să poți să înaintezi lucrarea. Lucrurile astea mărunte chiar sunt, le vezi ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Eu am rămas cu negrii de acolo, am zis gata, luni dimineața ne-am apucat să decopertăm casa. N-am desfăcut decât două sau trei table și am tras de o tablă mai tare și a fugit și m-a lovit în picior. Am avut o tăietură de vreo 10 sau 11 copci. Nu m-am speriat, că sunt obișnuit cu chestii de genul ăsta. Am zis că nu mă duc la spital. Cea mai apropiată era o clinică între ghilimele, un cabinet unde scotea dinți. Și Robert se cunoștea cu, era a unui misionar și l-a sunat imediat. Vă spun lucrurile astea că și aici Dumnezeu a pregătit și soluția încă o dată, cu toate că împotrivirea a fost mare.
o doamnă profesor universitar din Spania venea pentru o săptămână, se strângeau cazuri mai complicate și venea să ajute o săptămână pe an. Eram ca acolo și Robertsonul pe misiunea respectiv a zis: trimite-l că avem pe cineva care de să-l și coase și o să-i se vindece mai repede, poate să și lucreze în continuare. Am plecat cu motocicleta la 40 de... m-am legat cu un maieu, am plecat 40 de kilometri cu motocicleta și doamna respectivă, foarte amabilă, mi-a făcut anestezie, exact ca tratamentul în cel mai bun spital. Cine a văzut cât de frumos a vindecat a zis și cumnatele mele, care sunt medici, a zis: uite ce mână a putut să aibă doamna respectivă. Dar Dumnezeu a fost bun, m-am întors din nou în sat, am urcat înapoi pe casă, am putut să decopertăm undeva pe la ora 4, a început o ploaie torențială. Vă dați seama, am fost puțin inspirat, așa Dumnezeu a lucrat, că am zis: haide să nu decopertăm toată casa, să decopertăm doar jumătate, că aici vremea e imprevizibilă și nu... Na, să nu plouă în case, cu toate că erau doar două rânduri terminate și acolo când plouă serios. Am și niște videouri în care se vede cum ploaia turna pe ziduri. Imaginați-vă casă de pământ, tencuită stânga-dreapta, dar la partea de sus pământul ăla roșu să se scurgă pe toți pereții. Urma ca marți să ajungă românii noștri cum îi primim noi. Au fost încercări, dar Dumnezeu ne-a dat putere. Băieții au zis: nu ne dăm jos de pe ploaie torențial, nu ne dăm jos de pe casă. Au bătut timp de două ore într-o ploaie din aia, ceea ce în România nu cred că s-ar fi sacrificat niciunul dintre noi. Dar încerc să fiu un pic mai rapid, că timpul se scurge și mai sunt și poze de văzut. Dumnezeu ne-a ajutat până marți seara, luni și marți, să punem toată casa din nou la punct. Erau deja montate pe acoperișul vechi panourile fotovoltaice, dă-le jos, fă legăturile din nou, dar am dat cu var prin casă, toată casa din nou. Au fost femei care veneau să ajute. A fost... ei ca și popor sunt foarte săritori. Asta am apreciat foarte mult. Când au ajuns frații noștri, toate paturile erau aranjate. Plase de țânțar nu se găsesc să le cumperi tu din magazin pentru protecții de țânțari. Vin doar din partea statului și ei nu au voie să le comercializeze, că s-ar face o afacere din treaba asta. A fost o campanie în care Robert avea deja două. Au mai primit fix patru plase, ei venind 11 persoane, eu fiind al 12-lea. Am dormit câte două persoane în pat, toată lumea a fost, să zicem, în așa fel protejată și din nou e un motiv de mulțumire. Când ești acolo, că nu stai să te mănânce țânțarii, poți să mulțumești lui Dumnezeu. Și au ajuns și frații noștri, ei au făcut doar maxim 8 ore, bucuroși, dar și lor li s-a părut un drum infernal. Și a doua zi deja am început lucrările, am turnat din stâlcă, după ploaia respectivă torențială, unul din ziduri s-a surpat. Tot așa, împotriviri, încercări, dar Dumnezeu ne-a ajutat să-l zidim la loc tot în astea două zile. Deja când au sosit ei miercuri, ne-am apucat să turnăm stâlpii, că ne-am dat seama că dacă nu mai zidim nimic, turnăm până la nivelul respectiv. Au mers lucrurile, am turnat un fel de centură peste deasupra, am legat boiandrugii de la toate ferestrele și de la uși și cu stâlp, cu fier făcut, cu totul în regulă. Am mai zidit apoi încă un rând de cărămidă, am pus cosoroabele și acoperișul. Asta în zilele următoare, vineri, s-a întâmplat să punem acoperișul. Pentru ei a fost o uimire
cum de un acoperiș întreg de 14 metri pe 6 metri să se facă într-o singură zi. Au venit și din satele vecine, că nu le venea să creadă. În timp în care unii din frați se ocupau și cu copii, mergeam paralel. Unii ne ocupam de construcție, ceilalți slujeau prin... erau persoane care erau bolnave, persoane care... foarte mulți copii care învățau versete. A fost un timp foarte prețios și pentru ei, dar și pentru, vă spun și din partea mea, și pentru mine. În fiecare dimineață ne trezeam, citeam, lăudam pe Dumnezeu. Frații veneau din biserici unde aveau și fanfară și cântau pe voci cu coruri. Răsuna satul de cântări pentru Dumnezeu și am încercat să fim un exemplu și prin lucrurile acestea. Ziua de sâmbătă, așa am hotărât cu Robert, ca oamenii să poată să se bucure, să vadă și împrejurimile. Am fost ziua de sâmbătă, am fost și am vizitat împrejurimile și a fost o experiență frumoasă, un copac extraordinar de mare și întindea rădăcinile până acolo în perete. Puteai să vezi măreția lui Dumnezeu și din lucrul acesta. Pentru duminică am organizat o masă pentru toți oamenii din sat. Ei au când cineva își construiește o casă, fie unul vine cu o capră, fie unul vine cu un porc și se întâlnesc și se bucură că persoana respectivă s-a mutat în casă nouă. Aici n-a trebuit să mai vină ei, că am cumpărat noi doi porci, o capră și femeile s-au mobilizat, au fiert orez, am avut și paste cumpărate din capital. A fost o bucurie, dar înainte să primească masa, oamenii au venit în jur de ora 9:30, 10, s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, a trebuit să se traducă din română. Robert vorbea în portugheză și băiatul prin care Robert a ajuns în satul acesta le-a vorbit în limba tribului lor. Sunt vreo 34 de etnii, dar etnia respectivă din satul acesta este cea mai mare din toată Guinea Bissau și a fost un moment în care pentru mine a fost o lecție. Deci nici copiii nu scoteau un sunet. Toată lumea era atentă, ceea ce, cu părere de rău, spunem că în bisericile noastre noi nu mai dăm atât de mult respect lui Dumnezeu și prin lucrurile astea mărunte. Adică de la niște oameni care nu aveai așteptări, obișnuit din țară cu romii noștri care așteaptă doar să li se oferă, am văzut altfel de oameni. Am fost foarte încântat să aflu că fiecare copil, înainte să intre în casă, imaginați-vă ce case au cu bolțari de pământ, cu pământ pe jos, nu intră în casă până nu și-a făcut baie. Cu toate că apa pe care o cară în cap de la un kilometru jumate, 2 kilometri, ei sunt curați, își spală hainele, cu toate că sunt săraci, dar am fost încântat și uimit. Copii foarte vrednici, copii de la, începând cu copil de la 4 ani, când a trebuit să avem nevoie de balastru, căra și el cu o găletușă în cap. Și în funcție de vârstă, să vă imaginați fetițe la 11-12 ani să care 25 de litri de apă în cap. Ne aduceau dimineața, se trezeau la 5 să avem apă pentru spălat la baie, pentru materialul, că tot ce s-a construit acolo era nevoie de apă, totul se căra în cap. Dar erau conștienți că ce se construiește e pentru ei și nu veneau și stăteau cu mâinile în sân să vadă cum românii noștri îi slujesc. Tineri care vreau să învețe meserie, imaginați-vă că un saraol e plătit cu 15 lei în banii noștri pe zi. Chiar am fost foarte încântat de unul din tineri, a zis: Robert, plătește-mă ca un saraol, cu toate că el mai știa meserie
mergea și la pădure și făcea și alte lucruri. Vreau să învăț să zidesc. Da. Ia, am învățat să citească bolobocul, să întindă sfori. A fost mâna mea dreaptă, n-aș fi putut să zidesc. Mai era unul din băieți care știa. Noi trei am reușit să ridicăm zidurile. Și este o lucrare frumoasă cu oameni care, cu toate că sunt atât de îndoctrinați în ritualurile lor, nu spun nu. Și n-am văzut viclenia aia de a veni doar pentru a li se oferi ceva material. Erau copii, vă spun cu părere de rău, care până la 8 ani nu cred că văzuse o bomboană. Unul din copii a început să mestece cu tot cu ambalaj. Deci și când ne gândim cât de multe lucruri avem, o experiență de genul ăsta chiar te face să spui semne de întrebare dacă direcția și dorințele tale pe care le ai, aspirațiile și toate sunt după voia lui Dumnezeu. Și e, pentru mine a fost o lecție. Nu o iau doar ca o slujire pentru Dumnezeu, ci o iau ca o mare binecuvântare că am putut să pot să fiu acolo, să primesc această lecție. O să facem o pauză în care tinerii mai cântă o cântare sau două și continuăm cu pozele, că vor exprima mai clar decât ce am putut eu să transmit.